Polițiștii locali au luat la picior toate barurile și restaurantele din municipiul Buzău pentru a verifica dacă dețin sau nu autorizație de funcționare. În urma controlului, o situație gravă a ieșit la iveală, și anume că nici măcar jumătate dintre ele nu sunt în legalitate. În baza dispoziției primarului, în perioada 18-22 iulie 2016, Direcția de Poliție Locală Buzău, împreună cu Biroul Comerț Transporturi din cadrul Primăriei Buzău, au procedat la inventarierea unităților de alimentație publică de tip restaurant și bar de pe raza municipiului Buzău. În urma verificărilor s-a constatat că numărul unităților cu acest profil este de 184, din care doar 84 de unități au obținut autorizație pentru desfacerea activității de alimentație publică. Polițiștii locali le-au adus la cunoștința administratorilor de baruri și restaurante ce pași trebuie să urmeze pentru a intra în legalitate. În cazul în care nu se vor conforma, aceștia riscă să li se suspende activitatea. Prin această acțiune au fost înștiințați toți agenții economici inventariați despre obligația intrării în legalitate în ceea ce privește autorizare, precum și consecințele neautorizării. Cei care nu și-au depus documentația de autorizare până astăzi vor fi sancționați cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 99 din 2000, iar ca măsură complementară se va suspenda activitatea unității până la autorizare. Aceste acțiuni vor continua pentru a determina administratorii unor astfel de localuri să intre în legalitate.